În cele mai multe adunări evanghelice a început perioada evanghelizărilor. Și una dintre temerile mele și una dintre durerile mele cele mai mari este faptul că multe adunări se predică o evanghelie falsă. Bineînțeles, declarația asta e destul de gravă, dar vreau să explic la ce mă refer. Cel puțin în ce privește caracterul lui Dumnezeu, se fac niște erori foarte grave. Oamenilor care ascultă Evanghelia li se predică o dragoste a lui Dumnezeu necenzurată, aș spune. Adică dacă vă uitați în Sfânta Scriptură, veți vedea că dragostea lui Dumnezeu este ceva care produce ceva, care este eficientă, care duce la pocăință, la credință, la înviere spirituală, la naștere din nou. De exemplu, Efeseni capitolul 2 spune: Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile și în păcatele noastre, ne-a adus la viață. Cu alte cuvinte, dragostea lui Dumnezeu pentru păcătoși a dus la o înviere spirituală. Romani capitolul 2: Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Bunătatea lui Dumnezeu nu se arată în simplu fapt că Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni și peste cei rei. Asta e bunătate generală a lui Dumnezeu. Când vorbim despre bunătatea lui Dumnezeu care duce la binecuvântări spirituale, trebuie neapărat să înțelegem că bunătatea lui Dumnezeu ne cheamă, ne atrage la pocăință, rezultă în pocăință. Dacă citiți cartea Tit, veți vedea că atunci când s-a arătat sau s-a manifestat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui față de oameni, zice Scriptura că El ne-a mântuit. Vedeți așadar, din textele acestea și din multe altele, dragostea lui Dumnezeu nu este dată necredincioșilor într-un mod necenzurat sau, cum le place unora să spună, necondiționat. Adică Dumnezeu ne iubește și atât. Este greșit să spui asta. Dumnezeu ne iubește și pentru că ne iubește vrea să ne învieze spiritual. Dumnezeu ne iubește și pentru motivul ăsta ne cheamă la pocăință. Dumnezeu ne iubește și pentru asta ne mântuiește. Dacă ne gândim, de exemplu, la un ultim pasaj de care vreau să amintesc, Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, nu este punct acolo. El a dat pe singurul său fiu fiindcă ne-a iubit. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Vedeți, dragostea lui Dumnezeu se arată în faptul că L-a dat pe Domnul Iisus Hristos și în faptul că ne-L dă pe Domnul Iisus Hristos cu condiția credinței. Dragostea lui Dumnezeu față de lume se arată în oferirea Domnului Iisus Hristos și împreună cu Domnul Iisus Hristos a darului credinței. Lucru care este foarte important de subliniat într-o vreme în care dragostea lui Dumnezeu este predicată într-un mod greșit prin simplu fapt că în multe situații nu se predică pocăința corect, nu se predică nașterea din nou corect, nu se predică credința într-un mod corect.